Foarte scurtă. Mulți credincioși spun, referitor la problema familiei și a definirii ei în Constituție conform Bibliei, noi trebuie să ne rugăm ca și credincioși în biserica noastră pe genunchi, asta trebuie să facem noi ca și credincioși. Dumneavoastră și câțiva alții au ieșit și în spațiu public și au afirmat. Care este perspectiva? De ce trebuie și creștinii să fie vocali și să iasă în spațiu public? Primul lucru, eu îi apreciez pe toți cei care se roagă și le spunem că ne mai rugăm și noi. Poate nu atât de mult ca ei, dar ne rugăm și noi, că și noi credem în puterea rugăciunii și toate celelalte, da? Întrebarea este, oare ei chiar se roagă sau chiar se roagă suficient sau doar apelăm la rugăciune și din alte motive? Pentru că în momentul în care, să zic, faci o manifestație pro-familie, s-ar putea la modul cel mai simplist manifestația să-mi ia 2 ore din viața mea. La modul sincer, fără să jignesc pe nimeni, eu întreb cel care nu vrea să vină cu mine în stradă, în mod pașnic, să aibă un mesaj pro-familie creștin, să fie o mărturie, așa cum trebuie să fie un creștin. Oare stă 2 ore pe genunchi și se roagă? Sau diferența este că eu stau în ploaie, în căldură, în frig 2 ore și el în 3 secunde spune: Doamne, Tu toate le știi, ai grijă și de familia românească. Dacă unii sunt așa, cred că ar trebui la modul sincer să schimbe atitudine, nu față de noi, ci față de Dumnezeu și față de propria conștiință. Apoi, noi trăim într-o societate care deocamdată are niște legi și legile ne permit să ne spunem un punct de vedere în spațiu public. În spațiu public, anumite. Eu cred că este un privilegiu pe care ne-l dă Dumnezeu și ca cetățean vreau să îl folosesc. Dacă mâine nu-l voi avea, dacă mâine singura variantă îmi va fi rugăciunea, probabil că doar mă voi ruga. Dar eu cred că pentru un creștin niciodată rugăciunea n-a fost singura alternativă. Un creștin, e adevărat, a trebuit să aleagă dacă plătește prețul sau nu. Un creștin întotdeauna, cât a fost în viață, a putut să vorbească. Și dacă mă întorc la Apostolul Pavel, Apostolul Pavel a trăit în altă conjunctură și nu contează în ce tribunal a fost sau că a fost în fața cezarului. Până la urmă el va mărturisi cu ajutorul lui Dumnezeu și în fața celor mari, și se referea la cei înălțați în dregătorii, și în fața celor mici am mărturisit adevărul. Acum, ce trebuie să înțeleagă creștinii? Dacă nici familia nu este adevărul lui Dumnezeu, atunci ce adevăr mai predicăm? Deci până la urmă, când ieșim cu oamenii, că vorbim cu vecinii, că vorbim cu dușmanii, cu colegii, când vorbim cu bun simț și cu toate celelalte cerințe creștine despre familie, noi practic vorbim și despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos și prezentăm un adevăr dumnezeiesc. Nu știu ce scuze pot avea să tac și să nu prezint adevărul. Deci eu cred că este datoria noastră. Aici mergem pe cele 2 planuri care erau menționate. Sunt cetățean al României, ca cetățean al României, din respect pentru țară, din respect pentru familie, din respect pentru foarte, foarte multe lucruri și persoane, trebuie să-mi fac datoria de cetățean al țării să promovez și să protejez familia. Apoi, ca cetățean al Împărăției lui Dumnezeu, mi-a fost încredințat un adevăr. Și indiferent cum se schimbă societatea, adevărul lui Dumnezeu nu se schimbă. Familia, ne place sau nu, nu poate fi redefinită, pentru că eu am obișnuit să spun și voi spune, familia este patentată de Dumnezeu. El a inventat-o și el a spus cum este familia. Și acum noi am putea lărgi subiectul. Nu ne referim doar la întemeierea familiei. Acum noi vorbim de întemeierea familiei. Acesta este cazul. Dar noi vorbim și de felul în care ne trăim familia ca să fie bine pentru soț, pentru copii. Dumnezeu ne-a spus în ce condiții să trăim. Deci este un domeniu în care nu putem umbla, pentru că nu ne aparține. Ca cetățean al Împărăției prezint adevărul lui Dumnezeu, ca cetățean al României îmi iubesc națiunea, vreau un viitor frumos pentru ea, este datoria mea să fac ce trebuie. Am încercat să spun cuiva care era așa, poate un pic deranjat, nu știu pe ce chestie de spiritualitate, au spus că de ce acum toți creștinii din România ne unim în dreptul familiei? Și am spus, dragul meu, hai să-ți dau o ilustrație simplă. Noi suntem 4 vecini, înălțimi diferite, kilograme diferite, confesiuni diferite, tot ce vrei tu, gusturi culinare diferite, stăm pe aceeași stradă, fiecare are casa lui și se apropie un incendiu care va mistui toate casele noastre. Care este șansa noastră? Avem la dispoziție o mașină care ne salvează toate casele. Și a mea, și a ta, și a celorlalți. Singura problemă, ca să operăm mașina trebuie 4 oameni. Și acum noi trebuie să ne întrebăm la modul serios. Vrem să ne salvăm casele, da. Atunci lăsăm anumite diferențe la o parte, luăm mașina, muncim toți 4 și ne-am salvat fiecare casa colaborând. Nu dacă avem că la unii place mititei, la unii place numai legumele, spunem nu operăm mașina pentru că mănânci mititei. Nu operăm mașina, să ne fie foarte clar, ne ard casele la toți. Deci noi acum, în procesul acesta, ori salvăm familiile tuturor, ori le pierdem toți. Cam aceasta este situația. Așa ar trebui să o înțelegem.